La emisiunea Atelier de Sănătate am ajuns la ultima noastră rubrică, rubrica Un măr pe zi, o rubrică de informații și de demonstrații pentru sănătate. Și pentru că în notul este sportul zilei, alături de noi se află Paul Georgescu, un campion, un înotător în ape înghețate. Bună ziua, Paul! Bună ziua! Bine ne-am regăsit, bine ne-am revăzut, îți mulțumim că ești alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, ce părere ai de performanțele zilei? Despre orei, David? Luni. Da. Eu cunosc pe David de foarte mult timp și chiar când nu știa presa de el, presa din România, că presa din străinătate știa foarte multe despre el, mă așteptam la aceste rezultate. El oricum a făcut o minune și atunci când s-a calificat la Europene de la Budapesta, înainte de Olimpiada, la 16 ani a obținut calificarea. De atunci se vedea că o să fie lucruri mari. Da, e un băiat extraordinar. Mă intersectez foarte mult cu el la bazin, chiar și astăzi. El se antrenează pentru că în curând o să aibă campionatul european de junior, pe care România îl va organiza la noul complex de natație din Otopeni. O să fie un eveniment foarte frumos și sper să nu dezamăgim noi ca țară organizatoare. Și să strângem și public pe măsură pentru... Da, cred că datorită lui David aproape s-au terminat epuizate biletele. Știu foarte bine chestia aceasta, pentru că mulți antrenori vin și întreabă federația, mai sunt, și parcă am auzit că nu prea mai sunt bilete. Deci cine mai dorește bilete pentru a-l vedea pe David? Dar nu numai pe David, că sunt foarte mulți tineri înotători. Vlad Stancu la 800 și 1500 de metri, Dragoș Ghile care la fluture, sunt foarte, foarte, foarte mulți. Deci o generație întreagă de potențial mulți campioni. Exact, exact. O să auziți de ei. În cazul tău, de ce ai ales acest sport? Tatăl meu fiind antrenor de polo, mama handbalist în echipa națională, a zis hai că mai frumos e în apă decât pe uscat. Și am jucat polo foarte mulți ani, după care m-am orientat spre triatlon. Nu-mi plăcea mie foarte mult bicicleta și câștigam foarte mult la not, dar la bicicletă era mai slăbuț. Și am zis hai să continui cu notul, cu apele deschise. A fost o propunere a unui părinte de la școală să traversez canalul Mânecii și așa a început toată povestea mea. Dar de învățat să înnoți, cine te-a învățat? Tata. Tata, ții minte că și acum că m-a aruncat în... La ce vârstă ta? Cred că aveam 4-5 ani și trebuie copilul să înțeleagă ce spune instructorul și totul o să fie. Atunci o să învețe. Cu adevărat. Până atunci, părintele poate să-l obișnuiască cu apa. Cu apa, da. Dar nu... V-a învățat să înoate. Da, ții minte că chiar la strandul Tineretului, nu știu acum în ce stare, am auzit că au vrut să renoveze, dar tot la stadiul de renovare au rămas. Acolo am învățat să înot, m-a aruncat în bazinul mare de polo și a zis descurcă-te acum. Da, erau alte metode. Eram băiatul lui și știa ce să... Știa că poate să nu se poarte cu mănuși cu mine. Să spunem că vrem să ne apucăm de not. Da. N-am înnotat decât, adică știm să notăm, n-am mai făcut în not nici ca un, cu regularitate la un bazin și acum, inspirați și de această generație tânără de înnotători și de performanțele tale, vrem să ne apucăm de not. Ce trebuie să știm, de unde începem? Ca adult sau ca... Adult. Ca adult. E puțin mai greu ca adult pentru că oasele sunt mult mai grele și în loc să plutești, te duci puțin la fund. Dar la nicio vârstă, să știți, că nu e prea târziu să înveți să noți, mai ales că are foarte multe beneficii. Primul rând, te relaxează. Dacă vezi după fiecare accidentare, doctorul recomandă notul ca recuperare, pentru că apa îți ia foarte mult din greutatea corpului. De și exemplu, dacă stai de... până la gât, îți ia 90% din greutatea corpului și mișcările sunt foarte, foarte ușoare. Și după cum știi, e foarte la modă aquagym-ul. Da. Cei de vârsta a treia îl practică aproape zilnic. Pentru că tocmai citeam un studiu american care spunea că dacă practici notul de 3 ori pe săptămână, câte 45 de minute, nu doar că îți reduci semnele de simptomele de osteoartrită, de exemplu,
dar conform altor studii britanice, dacă nu mă înșel, îți reduci și riscul de boală cardiovasculară. Da, întărește sistemul cardiovascular și cel respirator. Dar nu e agresiv, să spunem asta, nu e agresiv nu e. Cu oasele, cu articulațiile, menții și greutatea, se consumă foarte multe calorii. Da, o să fie mai greu la început, dar sunt instructori care chiar, uite, acum am de aproape o lună colaborez cu o echipă de triatlon. A venit un băiat care a zis că vrea să facă half Ironman, nu Ironman, sau chiar Ironman, parcă mi-a zis. Trebuie să înote peste 3500 de metri. Și înota ca un ștrandist. Și acum, uite, ce înseamnă să înoți ca un ștrandist? Așa le zic, când aruncă capul într-o parte și în alta, nu bagă capul în apă și dă din brațe și aruncă capul într-o. Și acum, uite, că leagă, chiar a legat vreo 300 de metri înotând corect. Deci niciodată nu-i prea târziu. Deci există și tehnici, trebuie să, chiar dacă știi să înoți, să-ți îmbunătățești tehnica, nu? Ești ca la copii, dacă un copil are aspirație către înot și e talentat, poate să învețe foarte repede. Ceilalți mai greu, dar tot o să învețe și le recomand. Dacă o fac de plăcere și pentru sănătate, au tot timpul din lume, da, să își perfecționeze. Uite că din plăcere, pentru că fac cu acest triatlonist, sunt foarte mulți care s-au apucat foarte târziu de triatlon și au performanțe foarte, foarte bune. Una e înotul în piscină și alta este înotul în aceste ape libere, fie că e vorba de un lac sau de un râu. Ce trebuie să știe cei care vor să înoate în mare, într-un lac, într-un râu, înainte de a se arunca în apă? Da, în mare, în primul rând, să nu se sperie de geamandurile, dar să nu le depășească dacă n-au un nivel foarte bun de înot. Eu le recomand, când intră în ape deschise, să aibă acel boi, un boi, un fel de geamandură pe care se leagă cu o chingă de corp și plutește. În caz că se întâmplă ceva, poți să te oprești, să pui mâna pe ea și să te odihnești. Și plus că poți să spui și diferite cu ce să te alimentezi. Un gel sau, bine, nu solide, energizant. Acea geamandură plutește și nu se udă absolut nimic. Chiar voiam să te întreb, în afară, evident, de costumul de baie, vrem să ne apucăm de not la piscină, să spunem. Ce trebuie să mai avem ca și accesorii? Ca să nu... Păi, depinde la ce piscină. O piscină cu normală. Standarde de calitate în ordine. Așa. După cum știți, înotul este, din punct de vedere al echipamentului, cea mai ieftin disciplină sportivă. Iată un alt beneficiu. Da, exact. Nu trebuie să investești foarte mult decât o pereche de slip, la doamne, un costum de baie, papuci și un prosop. Cască, ochelari. Da, cască. Am văzut tot felul de lume la piscină, cu tot felul de senzori, de ceasuri. Aia mai târziu. Eu, care sunt la un nivel nu foarte... spune foarte ridicat, eu nu port ceasuri sau centuri. Foarte mult și cert pe triatloniști că la fiecare, în loc să se concentreze la mișcarea brațelor, ei se concentrează să oprească ceasul la fiecare lungime de bazin. Deci mai bine nu. Nu, astea sunt niște gadgeturi care cumva te motivează, să spunem, că vezi că am înotat, să spunem, mamă, ce volum mare am înotat, dar la început nu e important volumul, e important să înveți tehnica, să o prinzi. Mergem la înot. Ce nu facem sub nicio formă înainte de a merge să înotăm? Să nu bem alcool, e un rând. Putem merge cu burta plină, de exemplu, după masă? Depinde ce activitate faci, adică nu să mănânci ca așa foarte, foarte mult. Și eu am mai făcut, după jumătate de oră am intrat în apă și nu s-a întâmplat nimic. Deci cu o mică pauză. Da, o mică pauză. Bine, la un efort mediu spre mic, poți să intri la mare, nu te duci și mănânci ceva și după aia intri, faci o baie. Nu? Da, cam așa stau lucrurile. Dar alcoolul, în primul rând, să nu bem alcool, mai ales când facem baie în mare sau în lacuri. Este foarte important ca să avem pe cineva lângă noi. Dacă suntem un grup de 3, 2 să intre în apă, unul să stea afară ca să vadă dacă se întâmplă ceva, după care să facă schimb. De curenți, trebuie să ne fie frică, trebuie da, să cunoaștem. Da, curenții marini sunt foarte periculoși și mai ales dacă nu ai un nivel foarte bun de not, te pot duce
Și o ultimă întrebare, Paul. Înainte de a nota, ne încălzim, facem ceva exerciții de încălzire? Bineînțeles. Bineînțeles, se fac exercițiile normale pe care le făceam și noi în orele de educație fizică. Eu folosesc și acel extensor elastic, pentru că la fel și eu nu mă încălzeam și am avut foarte multe tendinite și nu e ok să ai o pauză foarte mare, pentru că te ține pe uscat.